Bună ziua, dragii mei! Numele meu este Camizea, de la canalul Camizea, 1001 de tălmăciri. Aceasta este tălmăcirea echinocțiului de toamnă pentru cei din zodia Capricorn. Voi începe cu mesajele spiritului pentru nativii acestei zodii, dar și pentru cei care aveți ascendentul și planetele voastre preferate în Capricorn. Ghizii voștri spirituali, pe energie colectivă, ne spun că aveți nevoie să ieșiți dintr-o anumită situație în care sunteți blocați de multă vreme și nu găsiți drumul. Energia colectivă de blocaj ne spune că în această perioadă Capricornul încearcă să găsească o cale de ieșire din acest labirint și, indiferent pe unde o ia, dă de anumite blocaje. Pentru a vedea calea de ieșire din această situație, fie că este la un loc de muncă care nu vă mai răsplătește pe măsura efortului vostru, fie că este o mutare, o situație, o relație de iubire, de abuz, vedem aici, în care încercați de multă vreme să ieșiți de acolo, va trebui să cereți ajutorul ghizilor spirituali. Ghizii voștri spirituali sunt atât de mult alături de voi în această perioadă, în grupuri, colective, sunt alături de capricorni, vă vor da prin mesaje, prin visele voastre, prin sincronicitățile care apar în viața voastră, un necunoscut pe stradă vă va spune ceva. Vă va cădea în mână o carte. Mai știți un videoclip pe undeva unde vă uitați pe YouTube, un film la televizor, un mesaj subliminal pe care îl veți citi și veți ști instantaneu că este pentru voi. Va trebui să fiți foarte atenți în această perioadă, în această toamnă. Foarte, foarte multe mesaje din partea ghizilor voștri spirituali vor veni pe căi nebănuite. Și ne vom întreba cum să fac să-mi ascult ghidul spiritual. Ghizii spirituali vorbesc cu voi în permanență, însă trebuie liniște, trebuie să vă detașați de lume, să vă detașați undeva în natură sau într-o cameră, acolo unde locuiți, unde nu sunteți deranjați de nimeni și să vă relaxați. Trebuie să faceți acest ritual de relaxare a mușchilor corpului vostru până când ajungeți să controlați toți mușchii din corpul vostru să fie relaxați și atunci mentalul se va deschide și veți fi ca într-o stare de transă. Este ca o perioadă de somn în care practic nu dormiți, mentalul rămâne treaz, dar corpul parcă adoarme. La trezirea din această stare de transă veți primi mesajul. Deci nu trebuie să vă preocupați atunci când intrați în starea de transă, care e mesajul. Rămâneți așa, în această stare parcă plutiți, pentru că mușchii sunt foarte relaxați, parcă sunteți adormiți, dar totuși mentalul vostru funcționează foarte, foarte mult în acea perioadă. Și apoi treziți-vă și mergeți prin casă și scrieți mesajele pe care le simțiți în mentalul vostru vor veni. Noi facem aceste lucruri toată viața, însă nu reținem ceea ce ni se spune din partea spiritului. Scrieți-le și asta faceți și dimineața când vă treziți. Scrieți-vă visele, veți primi indicații foarte, foarte importante, vedem. Pentru voi avem aici și primul mesaj este 6 de monede. O răsplată pe care foarte mulți capricorni o așteaptă în această toamnă va veni. Dar este o răsplată bine meritată. Celor cărora vi se datorează bani, poate că primiți bani înapoi. Am văzut răsplata pe care o așteptați. A venit toamna. Acoperăm inima cu ceva, spunea poetul Nichita Stănescu, cu umbra unui copac, sau mai bine cu umbra ta. Emoție de toamnă, poezia lui. Poeții cântă și au cântat toamna ca pe un anotimp plin de melancolie. Mai avem un mesaj pentru capricorni. Ni se spune așa. Dacă sunteți într-o situație care de foarte multă vreme nu a evoluat, nu a crescut și ați rămas totuși și țineți foarte mult la această situație, ea va crește. Să nu renunțați, vă spune tarotul. Apare împărăteasa sa care vă spune foarte bine, nu lăsa să-ți scape din mână această situație pentru că la un moment dat vei primi răsplata. Iarăși vedem o răsplată frumoasă. Este ceva care de mult ați dorit să abandonați și n-ați făcut-o. Se va produce o creștere, dar poate la sfârșitul acestei toamne. Dacă nu se produce în timpul acestei toamne,
septembrie, octombrie, noiembrie, se va produce după toamnă sau la anul. O creștere într-o situație care a stagnat, dar la care nu doriți să renunțați. Am văzut. Capricornii, ia să vedem. Semințele pe care le-ați plantat primăvara și care, la fel ca și plantele, ar fi trebuit să fie hrănite pe timpul verii pentru a culege roadele, oare le-ați hrănit cu gânduri pozitive? Oare le-ați hrănit cu emoții pozitive, pline de iubire? Dragostea hrănește, dragostea crește, dragostea coace roadele vieții noastre, dar și modul de gândire. Gândirea pozitivă, bineînțeles, va produce roade frumoase. La revedere, vară, ne vedem la anul, să vedem Capricornul ce aduce cu el din această vară, anului 2021. Oare care sunt realizările voastre, lecțiile învățate, cele neînvățate, ia să vedem cu ce energie intrați. Avem 7 de monede, sunteți cu un picior pe ducă dintr-o anumită situație. Priviți această carte, are o gheată roșie și una maro. Cea roșie stă să plece, iar cea maro se mai uită încă și mai numără aceste binecuvântări pentru că este o situație care încă mai așteptați să mai crească. Ia să vedem. De ce sunteți cu un picior pe ducă de această vară? Pentru că nu a crescut. Este vorba aici, avem împărăteasa răsturnată, este aceeași energie care ne cădea și în mesajul anterior, este doar alte cărți. Ne arată aici cum cineva mai stă și mai analizează valoarea, este poate să fie un loc de muncă de la care ați considerat că nu sunteți plătiți îndeajuns sau dacă mai merită să mai munciți acolo pentru că vă doriți mai mult. Poate să fie o afacere la care ați muncit foarte mult în trecut și iată, probabil că va trebui să vă reorientați sau poate să fie o iubire. O iubire care v-ați dedicat multă vreme. Dacă este vorba despre o iubire, avem împărăteasa răsturnată. Cineva văd că și-a dorit copii și nu a putut să facă copii. Probabil pe parcursul verii cineva și-a dorit să rămână însărcinată. Nu nimic, vă spune tarotul. Veți rămâne, este doar o întârziere, cei care v-ați dorit copii. În alte persoane, în alte situații, vedem o femeie care a fost indispusă. O femeie indispusă. Dacă voi sunteți femei și nu ați fost mulțumite cu ceea ce s-a întâmplat în viața voastră pe parcursul verii, ia să vedem ce ne mai spune tarotul. Avem doiul de cupe. Dacă femeia nu este mulțumită în iubire, este ușor pesimistă în această vară, nu-i nimic, ea își dorește mai mult, așteaptă mai mult. Vedem persoane care au întâlnit iubiri noi și au așteptat să crească peste noapte și dacă nu au crescut peste noapte iubirile, stau și se întreabă, acum ce să fac, să rămân sau să plec? Mai văd alte persoane care poartă în suflet foarte multă iubire, însă această iubire totuși nu mai crește. Iată cum împărăteasa reprezintă creștere. Este acel proiect, acea situație pe care marea împărăteasă o hrănește cu energie, la ea totul crește. Nimic nu stă pe loc la împărăteasă, dar ea este răsturnată de această vară. Parcă nu a crescut așa cum v-ați dorit voi. Oare ce să fie? Să fie această nouă iubire? Să fie un loc de muncă? Să fie niște bani pe care îi puneți deoparte pentru un proiect care, iată, nu mai crește? Oare ce creștere a stagnat oarecum pe perioada verii? Îmi cade și emoțional, îmi cade și material aici, o stagnare, dar ați avut voi această dorință și parcă erați sigur că ceva va crește aici și n-a crescut. Ați pus energie frumoasă în această situație. Împărăteasa, totuși, ne spune că n-a fost de ajuns. N-a fost de ajuns. Ia să vedem. Vine toamna. Toamna, ce se întâmplă acum? Cum primiți toamna? Ia să vedem, se schimbă ceva în viața voastră. Ce veți învăța în această toamnă? Ce înseamnă stabilitatea? Lecții foarte importante, vedem. Împărăteasa, atunci când ne cade răsturnată, ea ne învață întotdeauna o lecție. De ce nu crește situația? De ce împărăteasa nu aprobă o anumită situație? Ea este cea care aprobă, ea este a doua putere în stat, pentru că prima putere este împăratul. Împăratul dictează, împăratul spune, trebuie să faci cu tare, cu tare. Împărăteasa spune, nu-i nimic, eu am să am grijă ca tu,
Chiar dacă nu poți face un lucru, încet, încet să-l faci. Am să te ajut, am să te țin de mână pentru că eu sunt o mamă și ca orice mamă care își iubește copiii, am să te ajut și am să te împing de la spate și am să-ți dau putere. Dar numai că și tu trebuie să faci ceva. Iată pentru Capricorni în această toamnă, învățați lecția stabilității. La locurile de muncă, învățați că pentru a ține un loc de muncă pe lungă durată și pentru a fi fericiți acolo, va trebui să simțiți că sunteți făcuți pentru acel loc de muncă și că puteți acolo să aveți un mare succes, să vă simțiți acasă. O relație de iubire, iarăși, a început o iubire, s-a depus efort, se așteaptă creșterea, nu vine creșterea, veți înțelege ce înseamnă stabilitatea unei relații. Și dacă nu aveți stabilitate într-o relație, oare care vor fi deciziile voastre? Stabilitatea patrului de bâte reprezintă o situație care, privind-o în viitor, o vedem stabilă. Împărăteasa răsturnată privește în viitor și nu vede această situație stabilată. Pe parcursul verii nu s-au format aceste energii. Mai aveți încă o șansă în această toamnă să cunoașteți stabilitatea unei relații. Avem regina de spade. În poziție dreaptă este femeia care este detașată emoțional. Și avem cinciul de spade, se evită o mare ceartă. Această femeie detașată emoțional poate să fie și un bărbat, dacă doriți să rămâneți într-o situație care voi considerați că este una stabilă, va trebui să vă detașați emoțional, pentru că dacă nu vă detașați emoțional, vor apărea certurile. Ceva ne se spune aici că nu este în regulă la Capricorn. Și în afaceri și la muncă există o anumită chestie care spuneți, mă, nu-mi place. Nu-mi place ceva aici. Nu mă simt în largul meu. Nu mă simt, parcă nu-mi vine să... Parcă nu mai văd viitorul. Parcă nu mai văd că ceva bun vine spre mine. Și atunci deveniți cerebrali. Și vă gândiți. Oare merită această stabilitate să continui situația? Mulți dintre voi veți înțelege că merită, însă emoțiile voastre vor fi întoarse pe dos. Veți avea chef de ceartă, vedem. Se va evita această ceartă. Femeia se desprinde emoțional de această situație pentru că altfel apare cearta, însă stabilitatea încă mai durează. Dacă să știți, dacă este o chestiune stabilă în care să rămâneți pe lungă durată, vă doriți ceva stabil, vedem, dar rațiunea vă spune că totuși ceva nu este. Ceva nu este. Văd că mai tolerați această situație și pe parcursul toamnei nu o să se încheie foarte rapid pentru toată lumea. Văd că mai acordați încă o perioadă de creștere, mai acordați o șansă, practic, aici vedem, pe perioada toamnei, însă de data aceasta nu va mai fi o șansă emoțională. Va fi o șansă analitică. Veți, cu claritate, veți privi ce se întâmplă în această situație, pentru că pe perioada verii ați avut atașamente emoționale. Orică este de un job, orică este de o persoană, de o căsnicie, poate să fie orice acest atașament emoțional. Pe parcursul toamnei veți analiza mental totul. Ca să vedeți dacă situația este într-adevăr stabilă sau nu. Și apoi vine echinocțiul de toamnă, cumpăna dintre cele două anotimpuri, când noaptea este egală cu ziua și când totul trebuie să intre într-un echilibru. Pentru că de acum încolo noaptea crește și apar, iată, din nou, odată cu creșterea nopții, apar aceste situații în care devenim introspecți, devenim din nou sensibili. Deci este momentul acum la cumpăna dintre anotimpuri să se facă o analiză strict mentală, fără emoții, ni se spune. Și tocmai ce spuneam de acest lucru, ne apare doiul de monede. Cel care cântărește o situație exact la cumpăra dintre anotimpuri, nu într-o zi anume sau într-o noapte anume, în acea săptămână, această perioadă care o parcurgem acum, suntem în luna septembrie până la sfârșitul lunii, va trebui să cântăriți o situație, voi să luați o decizie. O situație, ia să vedem. Avem treiul de spade, inima rănită. Oare de ce aveți inima rănită? Tranziția de la anotimpul cald, în care ați spus, mă, mai stau să mai văd. În anotimpul cald văd că nu ați fost așa răniți, ați fost cu inima bine. Dar ceva vă spunea că trebuie să, așa, parcă erați întorși într-o altă direcție. Aveți o presimțire. În această toamnă, intervine mentalul, însă la cumpăra dintre cele două anotimpuri
vă veți da seama de unde vine insatisfacția emoțională. Vă veți da seama ce anume se întâmplă, de ce nu au mers lucrurile sau de ce nu merg lucrurile. Ia să vedem. Nu aveți satisfacție voi personal. Nu are legătură cu cealaltă persoană în situația voastră. Este vorba de voi și vă doriți mai mult. Vă doriți mai mult. Avem nouăle de cupe răsturnat. El își dorește să aibă cele nouă cupe pline. Dar iată, sunt răsturnate. În mod normal, el ține aceste cupe deasupra capului său, toate în poziție dreaptă. Dar la el sunt răsturnate. Insatisfacția personală este cea care vă aduce această rană în inima voastră. Nu este cealaltă persoană. Nu sunt oamenii de la locul de muncă. Nu sunt partenerii voștri de afaceri. Este pur și simplu dorința voastră de a avea ceva care nu mai corespunde cu această situație. Aveți o dorință, fiecare dintre voi. Și mulți ne inhibăm aceste dorințe. Vedem cum tranziția parcă încă mai vă mai inhibați aceste dorințe. Pentru că ați pus sentiment în această situație în care ați fost vara. Ați pus foarte multe, foarte multă compasiune, vedem iarăși, însă în toamna aceasta veți deveni mental. Încă o dată văd acest lucru, pentru că veți începe să vă iubiți pe voi înșivă. Și veți începe să stați să cântăriți, oare vreau să-mi împlinesc eu dorințele mele? Sau stau aici doar pentru că am o situație stabilă, locul de muncă. Sunt oameni care stau la locuri de muncă pentru că le aduce un venit acel loc de muncă, dar nu le place ceea ce fac acolo. Atunci se gândesc, oare cum să aduc în echilibru situația financiară, banii și pasiunea pentru meserie? O să vă vină aceste idei. Nu forțați lucrurile, vă spune tarotul. În iubire la fel. Poate ați iubit pe cineva, poate acea persoană, văd că apar niște certuri totuși aici. Dacă situația este încă stabilă între voi, va trebui să vă gândiți dacă vă mai corespunde și mai vreți să fiți aici. Nu vă spune nimeni să plecați, nu văd o plecare aici foarte rapidă la voi, dar văd o trezire. Este o trezire. Dacă sunteți singuri, persoane care nu aveți pe cineva și rezonați totuși cu această energie emoțională, pe perioada verii v-a dorit foarte mult un anumit fel de iubire. Ați avut o oarecare disperare să aveți această iubire pe perioada verii, însă și voi vă veți trezi la realitate, cei care sunteți singuri, așteptările voastre, ce vă doriți de la acea persoană. Pentru că ați fost un pic neglijenți în iubire, vedem, pe perioada verii și probabil că ați întâlnit tot felul de persoane care nu corespundeau, dacă ați întâlnit aceste persoane, însă acum veți începe să puneți valoare pe voi. Aceasta este ideea principală la Capricorn. Oare pentru ce vă pregătiți voi în această perioadă? Care sunt lecțiile pe care Universul vi le va trimite să le învățați? Nu neapărat să le învățați. Putem să reformulăm acest slogan în care spunem noi venim aici să învățăm. De fapt, venim aici să ne reamintim cine suntem. Pentru că în spirit noi suntem atot cunoscători. Știm exact cine suntem și de ce venim pe pământ pentru a avea o experiență de viață, o anume experiență de viață. Nu ne judecă nimeni pentru aceste lucruri, putem să venim și să fim oricine pe acest pământ. Universul nu ne judecă, Universul este un observator, oamenii ne judecă. Și vedem cum ați avut această energie pe perioada verii în care și voi ați judecat poate anumite lucruri greșit. Ați avut așteptări în anumite situații care nu era cazul. Însă mentalul vostru se ridică acum și va realiza de unde vine această rană emoțională și veți realiza din faptul că nu aveți o satisfacție personală. Hai să vedem ce vă poate ajuta sau de ce trebuie să vă feriți în această primăvară. În această primăvară, am spus primăvară. Deci la voi mi apare iarăși această perioadă până la primăvară. Ceva trebuie să se întâmple până la primăvară pentru Capricorn. Avem doiul de spade. Parcă vă concentrați atât de mult pe persoana voastră încât sunteți pregătiți să sunteți ca acel care face karate și oricine se apropie de el, nu mai contează cine este, că îl pune la punct așa, face niște figuri de karate, parcă cine se apropie de voi îi țineți la distanță. Văd.
Vă interesează foarte, foarte mult starea voastră emoțională. Starea voastră. Vise. Atenție mare la vise. Vă spun, în visele voastre simt că vor veni niște rezolvări de care aveți nevoie, mai ales cei care sunteți la o cumpănă și nu știți ce decizie să luați. Vedem, avem de două ori cifra 2. Cifra 2 este o decizie. Avem de trei ori cifra 2. Avem doiul de cupe. Cei care trebuie să luați o decizie în dragoste. Avem doiul de monede. Iată o decizie pe plan material. Și avem doiul de spade, o decizie mentală. Însă toate aceste decizii au legătură una cu cealaltă. Mentalul cu materialul și cu emoționalul. Au legătură. Ne mai lipsește doiul de bâte, care înseamnă acțiunea. Dar încă n-am terminat tălmăcirea, poate că este. Eu am trag aceste cărți toate pe dos, deci nu știm deocamdată. Vom vedea. Deci avem aici pentru ce trebuie să vă pregătiți pentru decizia mentală care lipsește și această decizie mentală vi se va transmite mental vouă ceva, un mesaj care vă va fi de ajutor. Marea preoteasă. Deci nici nu am văzut cărțile. Avem Marea preoteasă care înseamnă mesajele de la ghezii voștri spirituali. Camizea vede mesajele înainte să întoarcă aceste cărți. Categoric, voalul acesta dintre lumea noastră conștientă și lumea subconștientului, lumea spirituală, vibrațiile înalte, voalul acesta se va subția pentru Capricorn în această toamnă. Cei care sunteți pe drumul unei transformări spirituale, vă veți întoarce în interiorul vostru și veți călători pur și simplu în aceste dimensiuni foarte, foarte departe. Însă toate aceste călătorii psihice, să le spunem așa, pentru că în visele noastre se produc călătorii psihice, ele vor veni și vă vor ajuta în viața voastră de zi cu zi pe acest pământ. Uite ce frumos o tranziție din lumea spiritului pe pământ care vine și ajută omul. Sunt lucruri mai complicate, poate că nu toată lumea le înțelege, însă cu toții treceți prin ele, fie că înțelege sau nu, aceste lucruri cu toții le puneți în aplicație. Și avem judecata de apoi. Deci, Marea Preoteasă cu judecata de apoi, iată cum îngerul judecății de apoi și Marea Preoteasă vine din lumea spiritului. Acest mesaj care va duce o rezolvare, judecata de apoi reprezintă o lecție care este descifrată, o descifrare prin mesaj spiritual, va apare aici, o epifanie. Dar mai poate să însemne, iată, pentru voi care stați, trebuie să vă uitați în interiorul vostru, să vorbiți mai puțin cu lumea, să meditați. Numai și numai în interiorul vostru, această persoană este legată la ochi, nu se uită în afară, nu interesează. Cine se apropie, are spada în mână și merge dincolo de voalul acesta al Marii Preotese care păzește lumea noastră. Voalul ei pune ca o barieră între lumea noastră și lumea spiritului și o păzește cu strălucnicie această lume a spiritului. Marea Preoteasă va face acest voal să dispară pentru voi. Și iată cum vine îngerul judecății de apoi și va duce o rezolvare. O lună karmică pentru voi. Ce să mai? Ce înseamnă o lună karmică? Înseamnă în care se întâmplă ceva. În ceva care rezolvă o chestie din destinul vostru. Și avem din nou cifra 2, Marea Preoteasă. Deci ne cade de 4 ori cifra 2, este o decizie. Cifra 2, care trebuie să o luați. Dar pe toate planurile o luați și în subconștientul vostru, vedem acum. Blocajele voastre, să vedem ce vă blochează în această toamnă. Emoțiile voastre. Avem Regina de Cupe, ea este cel mai emoțional caracter al tarotului. Cărțile de curte le putem citi ca persoane, dar și ca anumite caracteristici ale voastre. Regina de cupe este cea mai emoțională. Ea hrănește emoțiile până la epuizare.
Deci blocajele voastre practic vin din emoțiile voastre pentru că vă doriți să sunteți mult prea sensibili în această perioadă. Exagerați cu sensibilitatea. Ea își dorește, această regină își dorește să treacă la acțiune. Dar atunci când avem cavalerul de bâte, care este cavalerul acțiunii, el se urcă pe un cal înflăcărat și trece la acțiune, indiferent care este acțiunea. Dar vedem cum această decizie la voi nu este numai luată mental, emoțional și așa mai departe, dar este luată și în legătură cu destinul vostru care vine din spirit. Este un moment karmic, de aceea am spus. Este o decizie care influențează ciclurile karmice din viața voastră. Emoțional, sunt blocajele, de acolo vin blocajele. Aveți impresia că dacă faceți o mișcare, veți fi judecați sau va fi o mișcare făcută dintr-un instinct primar care vă va împinge dintr-o dorință, dar care va pune în dificultate emoțiile voastre. Deci e o chestiune foarte greu de explicat aici. Ceea ce vă blochează, hai să tragem și a treia carte. Iată, justiția răsturnată, e justiția lumească. Justiția, avem justiția divină, care este judecata de apoi, și avem justiția lumească, care ne cade răsturnată și ca un mare blocaj. Deși, în mod divin, această hotărâre pe care trebuie să o luați voi este una care hrănește sufletul vostru și rostul vostru pe acest pământ, justiția lumească vă cade răsturnată, cineva vă judecă pentru această decizie, pentru care sunteți foarte, foarte sensibili și vă judecă și vă spune că v-ați grăbit. Asta va fi. Și, bineînțeles că justiția răsturnată reprezintă și o situație legală care poate să iasă împotriva voastră datorită unei acțiuni greșite. Însă, Spiritul vă va spune pe unde să o luați. Deci, chiar dacă faceți ceva și apoi sunteți judecați, cel puțin dacă știți că ați făcut-o din propria voastră inițiativă, niciodată să nu vă judecați pentru acțiunile voastre, vă spune Spiritul. Niciodată. Oamenii vă vor judeca pentru ceea ce faceți, dar voi înși vă și Spiritul nu vă judecă niciodată. Ce înseamnă acest lucru? Marea Preoteasă și Justiția Divină, în poziție dreaptă ca și lecție de viață în această perioadă, înseamnă că Spiritul și Universul nu vă va judeca niciodată într-un mod negativ. Justiția umană răsturnată, ca și blocaj, vă cade gura lumii, ce spune lumea, cum mă judecă societatea, cum mă judecă legea. Nu vă spune nimeni acum să faceți lucruri ilegale, trebuie să ne folosim inteligența când urmărim această paciență, normal. Camizea vorbește în metaforă aici. Dar justiția umană ne spune că gura lumii vă va judeca. Vă pasă de ce spune lumea? Mai rămâneți un pic blocați pentru că emoțional vă pasă. Emoțional vă pasă. Și aveți impresia că vă grăbiți și că veți fi judecați pentru acțiunile voastre, dar dacă spiritul vă spune, spiritul nu vă judecă. La judecata de apoi nu veți fi judecați. O, ce a spus Camisea acum? Ia să vedem. Ce a spus? Că la judecata de apoi nu veți fi judecați. Wow, iată ce cuvinte mărețe. Universul este a toate cunoscător. Universul nu judecă, el observă. El este creatorul a tot ceea ce se întâmplă pe acest pământ. De aceea, Universul acceptă orice decizie pe care o luați voi. Pentru că Universul știe câte fire de păr aveți în cap, știe câte sentimente aveți în inima voastră și vă cunoaște gândurile. Și atunci, oamenii nu vă cunosc vouă gândurile, nu vă cunosc dorințele, nu vă cunosc pasiunea, nu vă cunosc iubirea. Oamenii se uită și cu mintea lor de mai mult se spune, ia uite ce a făcut, ia uite ce a făcut. Dar voi știți că Universul nu vă judecă și vă acceptă. Oarecum veți putea să readuceți echilibru în această toamnă, dragii mei capricorni? Avem treiul de spade, este inima rănită. Va trebui să vă vindecați inima pentru a intra în echilibru. Avem de două ori inima rănită în această tălmăcire, în poziție dreaptă, deci vedem cum sunt spade. Emoții negative, astea sunt spadele, sunt gândurile negative, spadele, care intră în inima voastră ca și emoții, pentru că am mai spus și la alte zodii, inima noastră
Și senzațiile pe care le simțim în centrul inimii sunt un răspuns al gândurilor noastre. Gândirea negativă dă senzații negative în inimă. Gândirea pozitivă încurajează inima să se deschidă și încurajează viitorul nostru să fie unul care să ne satisfacă emoțional. Aveți gânduri pesimiste în această perioadă și va trebui să le înlocuiți cu gânduri optimiste. Este foarte simplu, este o schimbare foarte simplă, este o tehnică pe care o spun mereu și nu este o mare filozofie să faci acest lucru, dar trebuie perseverență. Pentru că în mentalul nostru sunt cărări bătătorite care ne vor împinge să gândim într-un anumit fel. Și iată cum Capricornul va trebui să meargă adânc în mentalul său, să asculte vocea interioară și să creeze gândire pozitivă pentru a elimina aceste răni emoționale. De unde vin rănile emoționale? Dintr-o înfrângere. V-ați dorit foarte mult sau vă doriți foarte mult o victorie și dacă nu aveți această victorie, aveți impresia că o să pierdeți ceva și creează o rană emoțională. Este vorba despre o situație în care sunt mai multe persoane implicate și interesul acestor persoane se bate cap în cap. Iar voi, ca să aveți o victorie în această situație, va trebui să faceți pe cineva ori să sufere, ori să luați o decizie împotriva unei alte persoane. De aceea vă este foarte greu. De aceea va trebui să apelați la sfatul spiritului care va veni pentru voi. Ghizii voștri spirituali știu că aveți nevoie de răspunsurile lor și de îndrumările lor în această perioadă, cei din zodia Capricorn. Dacă aveți de face cu un Capricorn, nu-l forțați să ia o decizie. Lăsați-l pe Capricorn să ia acea decizie și aveți încredere în decizia pe care o va lua, pentru că îi este foarte greu Capricornului să ia această decizie. Este vorba despre o înfrângere care îl va răni pe el, dar nici nu vrea el să rănească pe altcineva și atunci zice, prefer să fiu eu cel învins, cu toate că mă rănesc singur, decât să rănesc pe cealaltă persoană sau pe celelalte persoane. Deci Capricornul are nevoie de îndrumare spirituală și o va primi. Să nu vă îndoiți de acest lucru, dragii mei, și să mergeți pe intuiția voastră. Haideți să mai luăm câteva mesaje prin tarotul Ciromarchetti, să vedem ce ne spune despre această situație. Avem șasele, n-am întrebat nimic, dar mi-a căzut această carte. Avem șasele de cupe, este o chestiune care are legătură cu un atașament din trecutul vostru, o traumă emoțională, poate legată de ori de tinerețea voastră, ori legată de o persoană din trecutul vostru, ceva care este nerezolvat, dar această persoană nu este acum lângă voi, este cineva din trecutul vostru. Poate să fie un fost prieten, o fostă iubire de care mai sunteți încă atașați. Iată o indicație aici, sau poate să fie un copil, ceva legat de un copil. Însă acela a fost un mesaj pentru puține persoane. Acum voi întreba tarotul Ciromarchetti, se ne spune pentru Capricorn și ne cad cărțile acestea, ne cad aiure, ne cad pe față. Ce se întâmplă aici? Să vedem ce vor ele să ne spună. Le amestec aiurea și vor să ne spună că la voi va fi o ispită care vă va pune la încercare să plecați de undeva. Va trebui să vă folosiți de înțelepciune, să nu vă grăbiți. Pentru că există o ispită și această ispită vă spune, dacă luați această hotărâre, luați-o cu înțelepciune pentru că cineva vă va spune, vă va manipula și vă va spune că ați făcut o trădare. A fost iarăși un mesaj și ne mai cad iarăși alte cărți întoarse. Mai vedem o persoană care își dorește libertate. Este obosită această persoană, dar este o persoană responsabilă. Iată niște chestii care se bat cap în cap aici. Mai vedem încă un mesaj. Ce se întâmplă cu aceste cărți? Cineva care este agățat de într-un blocaj. Haideți să întrebăm tarotul.
Nu-i nimic. Vă spune acest blocaj că voi în acest moment sunteți bine, așa cum sunteți. Protejați-vă inima, vă spun cărțile. Destinul v-a ținut așa blocați ca să vă protejați inima. Poate este mai bine situația în care sunt. Iar încă una. Mă, ce se întâmplă cu cărțile astea? Cad, aiure, uite, cad așa pe față într-un, deci într-un pachet în care toate cărțile sunt pe dos. Mi se întorc cărțile pe față în mijlocul pachetului. Cum să vi-l arăt? Uite, vi-l arăt așa. Toate cărțile sunt pe dos și apare această carte care mi iese pe față. Vedeți? Vreau să fac mic. Iar această carte este patrul de spade. Vi se spune să stați tăcuți în această perioadă, să nu vorbiți. Numai voi știți. Cu ce trebuie să vorbiți? Vă spun, nu vorbiți, nu comunicați, nu trimiteți acel mesaj. Și vi se mai spune că veți primi o răsplată materială. Iarăși avem banii care vi se dau înapoi. Cred că mai i-a căzut asta la voi. Vi se dau niște bani aici. Haideți să întrebăm tarotul pentru Capricorn despre acest echilibru și dezechilibru din viața voastră și cum se poate rezolva. Echilibrul vostru vine din, iată, sunt persoane în viața voastră care trebuie puse la punct. Știți să puneți la punct pe toată lumea, însă faceți-o cu blândețe, pentru că veți fi ispitiți să vorbiți anumite lucruri, să le spuneți și automat aveți impresia că poate să nu răniți pe cineva. Veți fi foarte precauți în aceste discuții și cu mare grijă să nu răniți pe cineva, însă va trebui să spuneți ceea ce gândiți și ceea ce simțiți pe față, chiar dacă cealaltă persoană la un moment dat s-ar putea simți rănită, este problema lor. Voi veți spune ce aveți de spus. Dezechilibrul vostru vine din faptul că vă doriți să fiți independenți. Văd persoane care, cu riscul de a pierde, vor spune ceea ce au de spus, cu riscul de a pierde. Nu mai contează pierderea, important este să spuneți ceea ce aveți de spus și cum puteți aduce echilibrul. Ne apare gândirea negativă. Trebuie să fiți foarte, foarte atenți la gândurile voastre pe care le hrăniți, pentru că în această perioadă aveți tendința să fiți un pic răzbunători, să fiți un pic nervoși și atunci se creează și gândire negativă. Dar mi se spune că vă vor ieși din gura acele cuvinte care trebuie spuse și atenție foarte mare, gândurile voastre le puteți controla. Să nu permiteți gândirii negative să pună stăpânirea pe capul vostru, pe creierul vostru, pe mental, ci să controlați aceste gânduri. Când apare un gând negativ, înlocuiți-l cu un gând pozitiv de valoare opusă. Adică dacă vi se spune, mi-e teamă că n-am să reușesc, spuneți așa, eu voi reuși pentru că este dreptul meu să fiu fericit în această lume și este dreptul meu, am acest potențial să reușesc, dacă această situație îmi servește mie spre binele meu. Aceasta a fost tălmăcirea, dragii mei, echinoțiul de toamnă. Eu sper să vă găsească toamna fericit, sănătoși și plin de iubire. Mulțumesc pentru atenție, dragi Capricorni, la revedere!